pompierii au fost nevoiți să taie plafonul mașinii pentru a-i putea scoate pe cei doi din autoturism. S-a intervenit cu două autospeciale pentru descarcerarea a două persoane dintr-un autoturism Opel. Din păcate, una dintre persoane era decedată, cealaltă fiind transportată la UCU pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, de vină ar fi fost șoferul care nu a adaptat viteza la carosabilul umed. Conducătorul auto nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare pe un carosabil umed. Din păcate, într-o curbă a pierdut controlul asupra volanului și a ieșit în afara părții carosabile, a lovit un copac, iar în urma impactului și-a pierdut viața conducătorul auto, în timp ce un pasager din autoturism, un bărbat în vârstă de 67 de ani din orașul Simeria, a fost rănit și transportat la spital. În acest caz, oamenii legii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.